În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre echipa de basket feminin U14 a clubului sportiv școlar Alexandru Ceușanu Reghin, care este lidera a grupei A de calificare. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost materialul despre carnavalul toamnei sărbătorit la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin. Iar pe locul 3 se află știrea despre Ziua Mondială a Alimentației, marcată la Reghin vineri 16 octombrie. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cea mai accesată postare, a fost știrea despre echipa de basket feminin U14 a clubului sportiv școlar Alexandru Ceușanu Reghin, care este lidera grupei A de calificare. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost materialul despre carnavalul toamnei, sărbătorit la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin. Iar pe locul 3 se află știrea despre Ziua Mondială a Alimentației, marcată la Reghin vineri 16 octombrie. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Reghin TV.